Numărul mare de infectări cu COVID-19 blochează din nou spitalele și restricționează accesul pacienților cu alte boli la sistemul medical. Spitalul Județean Sibiu nu mai internează pacienți care prezintă o urgență medicală și nici nu mai programează operații care pot fi amânate. Se fac totuși câteva excepții. Municipiul Sibiu a trecut pragul de 6 cazuri la 1000 de locuitori, iar în aceste condiții autoritățile locale au introdus noi restricții. Printre cele mai importante se numără carantina de weekend pentru persoanele nevaccinate. Reprezentanții prefecturii vin cu o precizare importantă și în ceea ce privește masca de protecție. În prezent, purtarea acesteia nu este obligatorie decât în zonele aglomerate, în piețe și în stațiile de autobuz. Cursurile se suspendă începând de miercuri la Colegiul Național Octavian Goga și la grădinița cu program prelungit numărul 22 din municipiul Sibiu, din cauza numărului ridicat de cazuri de coronavirus. Toți elevii vor trece în online. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.